Călătorul. Notă. Acest articol este împrumutat din experiența unui monah care se îndeletnicea cu rugăciunea minții și a ajuns ca urmare ei în această stare de beție de care vorbește Sfântul Isaac Sirul la sfârșitul celui de-al 55-lea cuvânt al său. Această beție este lucrarea simțirii duhovnicești, precum a zis același Isaac Sirul în cuvântul 38. Înțelegerea duhovnicească este simțirea vieții veșnice, iar viața veșnică este simțire dumnezeiască, adică dăruită de Sfântul Duh. Despre simțirea duhovnicească, Preacuviosul Macarie cel Mare vorbește în cea de-a șaptea omilie, Preacuviosul Simeon Noul Teolog în cuvântul 1, iar Preacuvioșii Grigorie Sinaitul și Nils Sorski o numesc lucrare harică de rugăciune. Numele de călător, în înțelesul din acest articol, e folosit în cea de-a patra omilie a Preacuviosului Macarie cel Mare. Sfârșitul notei. De unde vii? Unde-i sălașul tău obișnuit? Unde ai fost până acum? De ce până acum m-ai lăsat în singurătate, în părăsire, în sărăcie, în moarte groaznică? Cunoscându-te, am priceput că fără tine așa era starea mea, așa era de jalnică. Stăteam în pridvorul iadului întunecos, eram prăvălit într-o prăpastie adâncă, fără ieșire. Nu mă părăsi, nu pot fără tine. De mă vei părăsi, iarăși voi fi la porțile iadului. Iarăși în prăpastie, iarăși în nenorocire nesuferită și negrăită. Tu vii, eu nu văd chipul venirii tale, văd venirea ta. O văd nu cu ochii trupești, ci cu simțirea. Nu-mi dai nici vreme, nici mijloc să cuget. Cine ești tu? Fără de veste te arăți în suflet, nevăzut și neajuns. Te arăți negrăit de lin și de limpede și totodată cu stăpânire și putere de făcător, fiindcă schimbi omul întreg, schimbi, prefaci. Rezidești și mintea, și inima, și trupul. Tu, cel puternic, intri în casă, legi pe cel tare, răpești vasele casei. Le răpești nu spre pierzare, ci spre mântuire. Și casa și vasele erau mai înainte ale tale. Tu le-ai făcut pentru tine. Ele singure s-au dat în amară robie răpitorului și erau până acum. Mintea mea, sufletul meu, trupul meu, sub stăpânirea unui domn crunt, lucrau sub înrăurirea lui. Vii tu, ele intră de acum sub porunca ta. Încep să lucreze sub înrăurirea ta sfântă și fericită. Cum te voi numi? Cum voi spune despre tine fraților mei? Cum le voi face cunoscut numele călătorului ce s-a plecat sub acoperișul casei mele, sub acoperișul învechit, ajuns cu totul în ruină, descoperit vânturilor năprasnice, ploilor și zăpezii? Sub un acoperământ bun doar ca grajdne cuvântătoarelor. Ce ai aflat în inima mea în care au venit pe rând feluri de gânduri păcătoase, au intrat în ea fără împiedicare, au aflat în ea ca într-o iesle, ca într-o troacă de porci? Mâncarea prea plăcută lor a feluritelor simțăminte pătimașe. Îmi pare că știu numele oaspetelui meu, dar privind de la necurăția mea, mă înfricoșez al rostii. Chiar și rostirea neevlavioasă a marelui și a tot sfântului nume poate supune pe om osândei. Cu cât e mai înfricoșată însăși venirea celui numit. Însă tu ești de față. Bunătatea ta cea nemăsurată te-a adus la păcătosul scârnav pentru ca păcătosul, cunoscând vrednicia și menirea omului, gustând prin cercare, văzând prin simțire că bun este Domnul, să lase calea nelegiuirilor, să lase mlaștina dragă lui a puturoaselor patimi, să se îngrijească de dobândirea curăției prin pocăință,
să se facă biserică și locuința ta. Dar cum îl voi numi pe călătorul care adie la mine, care adie întru mine? Cum voi numi pe minunatul oaspete ce a venit ca să mă mângâie în surghiunul meu, să mă tămăduiască de boala ce nevindecată, să mă scoată din prăpastia întunecoasă, să mă ducă pe câmpia Domnului cea verde, să mă povățuiască la cărările drepte și sfinte, ce a venit să înlăture nepătrunsa catapăteasmă care până acum se întindea înaintea ochilor mei, ascundea de mine măreața veșnicie și pe Dumnezeul meu? Cum voi numi pe povățuitorul ce învestește învățătura despre Dumnezeu, învățătură nouă și totodată veche, învățătură dumnezeiască, nu omenească? Oare îl voi numi pe povățuitor lumină? Nu văd lumină, însă el luminează mintea și inima mea mai presus de orice cuvânt, mai presus de orice învățătură pământească, fără cuvinte, cu nepovestită iuțime, printr-o oarecare străină. Așa voi spune ceea ce este de nespus, atingere de minte sau lucrare chiar în lăuntrul minții. Oare îl voi numi foc? Dar el nu arde, dimpotrivă, înrourează în chip plăcut și răcorește. El e un glas de răcoare subțire, dar de el fuge ca de foc orice patimă, orice gând păcătos. El nu rostește niciun cuvânt, nu rostește și totodată grăiește, învață, cântă în chip minunat, tainic, negrăit de lin. De subțire, preschimbând, înnoind mintea și inima, care îl ascultă în liniștire, într-o cămara inimii. El n-are niciun chip, nici înfățișare, nu e nimic simțit în el. El este pe deplin nematerialnic, nevăzut, negrăit de subțire, fără de veste, pe neașteptate, în chip nespus de lin, se arată în minte, în inimă, se revarsă treptat, în întreg sufletul, în întreg trupul. Pune stăpânire pe ele, îndepărtează din ele tot ce e păcătos. Curmă lucrarea trupului și sângelui, unește într-un tot părțile dezbinate ale omului, arată întreagă firea noastră care se destrămase în urma grozavei căderi, așa cum se destramă vasul de lut, căzând de la înălțime. Cine, văzând rezidirea, nu va cunoaște mâna ziditorului, singurul ce are stăpânire să zidească și rezidească? Până aici am vorbit numai despre lucrări, fără a spune cine lucrează. A-l numi e pentru mine lucru înfricoșat. Uitați-vă la mine, fraților, luați seama la ceea ce se săvârșește întru mine. Spuneți-mi voi, ce se săvârșește întru mine? Simt în mine că e de față călătorul. De unde a venit, cum s-a arătat întru mine, nu știu. Arătându-se, rămâne nevăzut, cu totul neajuns. Însă el e de față, fiindcă lucrează întru mine, fiindcă mă stăpânește, fără a nimici voia mea slobodă. Trăgând-o întru voia sa prin negrita sfințenia voii sale, el a luat cu nevăzută mână mintea mea, a luat inima, a luat sufletul, a luat trupul meu. Îndată ce au simțit această mână, au înviat. S-a arătat în ele simțire nouă, mișcare nouă, simțire și mișcare duhovnicească. Nu cunoșteam până acum aceste simțiri și mișcări, nici măcar nu știam, nu presupuneam că ar fi fiind. Ele s-au arătat și în urma arătării lor s-au ascuns ori au fost ferecate simțirile și mișcările trupești și sufletești. Ele s-au arătat precum viața și a pierit, precum moartea, starea cea dintâi. De la atingerea acelei mâini de toată ființa mea, mintea, inima și trupul s-au unit între ele, au alcătuit un întreg, apoi s-au cufundat în Dumnezeu. Rămân acolo atâta vreme cât le ține mâna cea nevăzută, neurmată, atotputernică. Dar ce simțire mă cuprinde acolo? Întreaga mea ființă e cuprinsă de o tăcere adâncă, tainică, afară de orice gând, afară de oricare visare,
afară de orice mișcare sufletească, pricinuită de sânge. Întreaga mea ființă sabatizează și totodată lucrează sub îndrumarea Sfântului Duh. Această îndrumare e de netâlcuit prin cuvinte. Rămân ca beat, uit tot, mă hrănesc cu hrană neștiută, nestricăcioasă. Mă aflu afară de tot ce e simțit, în tărâmul nematerialnicului, în tărâmul ce este mai presus nu numai de materie, ci și de orice gând, de orice înțelegere, nici măcar trupul meu nu-l simt. Ochii mei privesc fără să privească, văd fără să vadă, urechile aud fără să audă, toate mădularele mele sunt bete și eu mă clatin pe picioare, ținându-mă cu mâinile de ce nimeresc, ca să nu cad, sau zac, aruncat în pat, ca într-o boală fără de durere. Și într-o slăbănogire născută din belșugul covârșitor de putere. Paharul Domnului, paharul Duhului este adăpându-mă ca un puternic. Așa petrec zile, săptămânii și vremea se scurtează. Tăcerea minunată care cuprinde mintea, inima, sufletul, ce tind cu toată puterea lor către Dumnezeu și se pierd, ca să zic așa, în nesfârșită mișcare către nemărginire, tăcerea asta e totodată și împreună vorbire, însă fără cuvinte, fără nicio felurime, fără gânduri, mai presus de gânduri. Călătorul, cel care săvârșește toate astea, are și glas și cuvânt neobișnuite. Ce grăiesc fără cuvinte și sunet și sunt auzite în chip tainic. Caut în scriptură ca să văd unde se vorbește despre asemenea lucrări, ca să cunosc pe călătorul cel minunat și, fără voie, mă opresc înaintea cuvintelor Mântuitorului. Duhul unde voiește suflă și glasul lui auzi, însă nu știi de unde vine și unde merge. Așa este tot cel care este născut din Duhul. Ioan 3:8. Dar cum se numesc această lucrare? Ea împacă, unește pe om cu el însuși, iar apoi cu Dumnezeu. Cu neputință este să nu recunoști în această lucrare suflarea păcii harice a lui Dumnezeu, care covârșește toată mintea, care păzește inimile și cugetele, într-un Hristos Iisus. Filipenii 4:7, dată fiind prin Duhul Sfânt care vine la om, îl înnoiește pe om. Întocmai, prin această lucrare, mintea și inima se fac evanghelice, se fac ale lui Hristos. Omul vede Evanghelia însemnată în el, pe tablele sufletului, de către degetul Duhului. Călătorul dumnezeiesc pleacă, se ascunde fără de veste, precum fără de veste vine și se arată. Însă el lasă în toată ființa mea mireasma nemuririi nematerialnică precum el însuși e nematerialnic, mireasmă duhovnicească, de viață dătătoare, simțită prin simțirea nouă, pe care el însuși a sădit-o sau a înviat-o în mine. Înviat, hrănit cu această bună mireasmă, scriu și grăiesc cuvânt al vieții fraților mei. Iar când se va risipi această bună mireasmă, când se va răspândi în sufletul meu mirosul cel de moarte al patimilor, atunci și cuvântul meu va fi lipsit de viață, molipsit de putoare și stricăciune. Dacă cineva, auzind din gură de păcătos cuvânt mare despre lucrările Duhului, va fi clătinat de necredință, tulburat de cuget, presupunând că lucrarea vestită este lucrarea înșelării diavolești, acela se lepe de gândul hulitor. Nu, nu, nu astfel e lucrarea. Nu astfel sunt însușirile înșelării. Spune, este în obiceiul diavolului, vrăjmașului, ucigașului de oameni a se face doctor al lor? Este în obiceiul diavolului a uni mădularele și puterile dezbinate de păcat ale omului, a le scoate din robia păcatului la slobozenie? A le scoate din starea de împotrivă lucrare, de luptă între ele, la starea de sfințită pace în Domnul,
Este în obiceiul diavolului a scoate din adânca prăpastia necunoștințe de Dumnezeu și a da cunoștința de Dumnezeu cea vie, din cercare, care nu mai are nevoie de nicio dovadă din afară, este în obiceiul diavolului a propovădui și tâlcui amănunțit pe răscumpărătorul, a propovădui și tâlcui apropierea prin pocăință de răscumpărătorul, este în obiceiul diavolului a reface în om chipul căzut, a pune în rânduială asemănarea căzută în neorânduială, este în obiceiul diavolului să aducă gustarea sărăciei duhovnicești și totodată a învierii, a înnoirii, a unirii cu Dumnezeu, este în obiceiul diavolului a ridica la înălțimea teologiei la care omul este ca nimic, fără gând, fără dorință, cufundat cu totul în tăcere de minune. Tăcerea aceasta este secarea tuturor puterilor ființei omenești, care tind către Dumnezeu și, ca să zic așa, pierd înaintea nesfârșitei măreții a lui Dumnezeu. Într-un fel lucrează înșelarea și altfel Dumnezeu, stăpânul cel nemărginit al oamenilor, care a fost și este și acum ziditorul lor. Cel care a zidit și rezidit nu rămâne oare ziditor? Ascultă deci, preiubite frate, prin ce se deosebește lucrarea înșelării de lucrarea dumnezeiască? Înșelarea, când se apropie de om, fie prin gând, fie prin visare, fie prin părere subțire, fie prin oarecare văzută cu ochii și trupești, fie prin glas din cele de sub cer, auzit cu urechile trupului, se apropie totdeauna nu ca o stăpână neîngrădită, ci ca o amăgitoare ce caută în om învoire și din această învoire primește stăpânirea asupra lui. Întotdeauna lucrarea ei, fie că este din lăuntrul sau din afara omului, este lucrare străină. Omul poate să o lepede. La început, înșelarea este întâmpinată totdeauna de oarecare îndoială a inimii. De ea nu se îndoiesc cei pe care a pus stăpânire în chip hotărător. Nici când nu unește înșelarea omului dezbinat de păcat, nu oprește mișcările sângelui, nu povățuiește nevoitorul la pocăință, nu-l micșorează înaintea lui înșiși. Dimpotrivă, strânește în el visarea, pune sângele în mișcare, îi aduce o anumită plăcere fără gust, otrăvită, îl lingușește în chip subțire, îi insuflă părere de sine, statornicește în suflet idolul eu. Lucrarea lui Dumnezeu este nematerialnică, nu se vede, nu se aude, nu este așteptată. Este de neînchipuit, de netâlcuit prin vreo asemuire luată din acest veac. Vine, lucrează în chip tainic. La început, arată omului păcatul lui, face să crească în ochii omului păcatul lui, necurmat ține păcatul cel grozav înaintea ochilor lui, aduce sufletul la osândirea de sine, îi arată căderea noastră, această înfricoșată, întunecată, adâncă prăpastia pierzării în care a căzut neamul nostru prin păcatul protopărintelui. După aceea, puțin câte puțin, dăruiește îndoită luarea minte și străpungere a inimii la rugăciune. După ce a pregătit în acest chip vasul, se atinge fără de veste, pe neașteptate, în chip nematerialnic de părțile dezbinate. Și ele se unesc într-un singur tot. Cum s-a atins? Nu pot să tâlcuiesc. Nu am văzut nimic. N-am auzit nimic. Însă mă văd pe mine însumi schimbat. M-am simțit dintr-o dată astfel în urma lucrării însăși stăpânitoare. Ziditorul a lucrat la rezidire așa cum a lucrat la zidire. Spune, trupul lui Adam cel plăzmuit din țărână, atunci când zăcea înainte ziditorului, fără să fi primit încă viață prin suflet. Putea să aibă idee despre viață? Putea să aibă simțirea ei? Atunci când dintr-o dată a primit viață prin suflet, ar fi putut chibzui mai înainte dacă să primească sufletul sau să-l lepede? Adam cel zidit s-a simțit dintr-o dată viu, gânditor, doritor. La fel de fără veste se săvârșește și reziderea. Ziditorul a fost și este stăpân fără de margini. Lucrează în chip însuși stăpânitor, mai presus de fire, mai presus decât orice gând, de orice înțelegere, nesfârșit de subțire, cu totul duhovnicesc, nematerialnic. Dar tu încă ești clătinat de îndoială. Privești la mine și, văzând înaintea ta așa un mare păcătos, întrebi fără să vrei,
Oare în acest păcătos, în care lucrarea patimilor este așa vădită și puternică, oare în el să lucreze Duhul Sfânt? Îndreptățită întrebare, și pe mine ea mă aduce în nedumerire, în spaimă. Mă las tras, păcătuiesc, prea curvesc cu păcatul, trădesc pe Dumnezeul meu, îl vând pe prețul cel scârbavnic al păcatului. Și în ciuda necontenitei mele vânzări, a purtării mele trădătoare, călcătoare de credință, el rămâne neschimbat. Fără de răutate, el așteaptă cu îndelungă răbdare pocăința mea, prin toate mijloacele mă atrage la pocăință, la îndreptare. Auzit ai ce grăiește în Evanghelie Fiul lui Dumnezeu? Nu au nevoie de doctor cei sănătoși, spune el, ci cei bolnavi. Nu am venit să chem pe drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Așa spunea Mântuitorul, așa și lucra. El ședea cu vameșii și păcătoșii, îi aducea, prin întoarcerea la credință și virtute, în înrudire duhovnicească cu Avraam și cu ceilalți drepți. Te minunează, te izbește bunătatea cea nesfârșită a Fiului lui Dumnezeu? Să știi că pe cât este de bun și atot sfânt Duhul, pe atât însetează de mântuirea oamenilor, pe atât este de blând, fără de răutate, îndelung răbdător, mult milostiv Duhul. Una din cele trei fețe de o cinste ale atot Sfintei Treimii, care alcătuiesc în chip neamestecat și nedespărțit o singură ființă dumnezeiască și care au o singură fire. Și tocmai păcatul atrage pe Sfântul Duh spre om. Îl atrage păcatul nu înfăptuit prin săvârșire, ci văzut de om în sine, recunoscut, deplâns. Cu cât cercetează omul mai în adâncime păcatul său, cu atât este mai plăcut, mai lesne de ajuns pentru Duhul Sfânt, care, ca un doctor, se apropie numai de cei care se recunosc bolnavi. Și dimpotrivă, se întoarce de la cei care se îmbogățesc cu deșarta lor părere de sine. Luca 1:53. Privește și cercetează în adâncime păcatul tău. Leapădă-te de tine însuți, să nu ai sufletul tău cinstit înaintea ta. Dă-te cu totul vederii păcatului tău, plângerii pentru el. Atunci, la vremea potrivită, vei vedea rezidirea ta ca lucrare neurmată, cu atât mai mult netâlcuită, a Sfântului Duh. El va veni la tine atunci când nu-l aștepți, va lucra în tine atunci când te vei socoti cu totul nevrednic de el. Dar dacă în tine se ascunde așteptarea Harului, ia seama, te afli într-o stare primejdioasă. O asemenea așteptare dă mărturie că, într-ascuns, te socoți vrednic, iar faptul că te socoți vrednic dă mărturie despre părerea de sine tăinuită întru care este trufia. Trufiei îi urmează lesne, de ea se lipește lesne înșelarea. Înșelarea este abaterea de la adevăr și Sfântul Duh, împreună lucrătorul adevărului, abaterea spre minciună și duhurile lepădate, împreună lucrătoarele minciunii. Înșelarea se află deja în părerea de sine, se află în învrednicirea de sine, în însăși așteptarea Harului. Acestea sunt chipurile ei începătoare, precum mugurele, floarea, fătul sunt chipurile începătoare ale rodului pârguit. Din concepțiile mincinoase apar simțămintele mincinoase. La lucrarea amăgirii de sine se adaugă lucrarea amăgitoare a dracilor. Dracii sunt mai mari și căpetenii în tărâmul minciunii. Cel care s-a supus de voie dracilor intră sub înrăurirea lor silnică. Ca un întunecat și amăgit de minciună pe care o socoate drept adevăr, el se lipsește de stăpânirea asupra sa fără a băga de seamă acest lucru. Această stare este stare de înșelare. În ea intrăm, în ea suntem surpați pentru trufia și iubirea noastră de sine. Cel ce iubește sufletul său, pierde-l va pe el, și cel ce își urăște sufletul său în lumea aceasta, în viața veșnică îl va păzi pe el. Ioan 12:25. Amin.